Nu cred că a avut loc pentru unelic dialogul, totuși. Figură de stil și cu paltonul? Și cu paltonul probabil, da. Nu cred că pot să confunzi atât de tare haine. Deci aș lua, să spunem, sub un beneficiu mai degrabă umoristic al domnului Tarcea decât unul care să ne sperie cumva că a avut loc un dialog și cineva a încercat, domnule, vrește, cine știe ce să facă pe acolo. S-a venit la situația cu doamna Laura Codruța-Chioveși. Da. O să vă întreb, ați făcut o scurtă ironie, că ar trebui să mai am o discuție? Nu e nicio ironie. Chiar cred că ar trebui să facă acest lucru pentru a se elibera cumva și avea încredere în actul de justiție. Deci nu e nimic special aici. Domnul Nițu și-a anunțat candidatura pentru un al doilea mandat și la scurt timp a fost invitat la DNA. Ulterior, în alta curte, l-a declarat nevinovat, constatând că fapta nu există. Deci nu văd de ce doamna Chioveși n-ar avea încredere în justiție, așa cum și domnul Nițu a avut încredere în justiție și în final a avut câștig de cauză. Ați să continui acest drum cu această candidatură la parchetul european după ce s-a aflat de cele 18 dosare? E o alegere personală dacă s-a înscris în acea candidatură. Probabil cei care vor decide vor pune pe masă argumentele pro și contra și vor alege sau nu. Aveți încredere în această secție de anchetare a magistraților? N-am niciun motiv până acum să n-am încredere în ea. Să nu uităm de unde a pornit. A pornit de la propunerea judecătorilor care s-au simțit în primul rând cumva chemați în momente nepotrivite al actelor de judecată atunci când aveau pe rol diverse cauze. Sunt foarte multe, să spunem, sezeri venite de la judecători. Au fost dezbătute în comisie pe legile justiției de la nevoia judecătorilor de a se simți cumva, să spunem, protejați în actul de judecată. Dacă această secție se va dovedi un instrument util sau nu, timpul o să ne demonstreze și probabil nu o să treacă foarte mult timp, nu o să ne dăm seama dacă a fost o alegere bună sau greșită. Mulțumesc!